Vă rog să deschideți împreună cu mine la Luca, capitolul 24. Ne vom uita la acest pasaj extraordinar și vom călători cu acești ucenici de la Ierusalim la Emaus. Într-un fel, dacă ar fi ca să ne localizăm cronologic, așa cum se localizează cei mai mulți încercând să meargă după calendarul evenimentelor evanghelilor. Eu nu sunt, așa cum știți, foarte mare adept la acestei practici, pentru că ar fi foarte multe probleme cu asta. În primul rând, localizarea zilei exacte, apoi dacă am putea să o localizăm exact, ceea ce ar fi foarte greu, ar fi după calendarul cui mergem, da? De ce nu am sărbătorit cu reformații sau cu catolicii, de ce să sărbătorim cu ortodoxi, de ce să sărbătorim cu alții. Dar dacă ar fi, să presupunem că calendarul acesta ar fi corect sau să ne imaginăm cronologia aceasta, noi ne-am afla în aceste momente cam aproximativ unde se află acești doi ucenici. Și atunci am considerat potrivit ca să intrăm cumva, să călătorim împreună cu ei, să intrăm în această scenă, în această istorie și să înțelegem mai bine ce se petrece. Ca să înțelegem mai corect și mai lucid unde ne aflăm, este bine ca să înțelegem contextul, să nu vorbim despre acest eveniment cumva rupt de realitate și să-l plasăm în contextul lui istoric, să ne închipuim aceste evenimente așa cum s-au întâmplat ele cu adevărat și apoi să vedem învățătura care Evanghelia după Luca, redând acest eveniment, vrea să ne o aducă. În primul rând, trebuie să ne punem întrebările de bază pentru a stabili contextul. Prima întrebare când analizăm orice narativ este cine? Care sunt personajele implicate? Și aici Luca ne ajută pentru că ne spune că în aceeași zi au fost încă doi, iată, doi dintre ei. Și acum trebuie să ne întrebăm cine sunt acești ei despre care se vorbește. Și se spune că se duceau spre un sat numit Emaus, care este la o distanță de 60 de stadii de Ierusalim. Da? Acum putem să ne dăm seama că acești doi ucenici despre care se vorbește fac parte din grupul lărgit de ucenici a Domnului Iisus Hristos. Vedem lucrul acesta inclusiv în versetul 9, avem pe cei 11 împreună cu toți ceilalți. Ne spune Luca. Când s-au întors de la mormânt, este vorba de femei aici, i-au anunțat despre toate aceste lucruri pe cei 11 și pe toți ceilalți. Deci avem toți ucenicii Domnului Iisus Hristos care erau strânși în acest loc și cei doi despre care vorbim în această dimineață sunt parte din grupul lărgit de ucenici a Domnului Iisus Hristos. Nu sunt parte din cei 11, deci nu avem de-a face cu cei 11, ci din grupul lărgit. Lucrul acesta este clar și prin faptul că unul dintre acești doi este identificat pe nume și cunoscând cei 11 știm că nu sunt dintre aceștia. Dar versetul 18 ne spune că unul dintre ei, pe nume Cleopa, i-a răspuns Domnului Iisus Hristos. Deci cel puțin unul din cei doi nu face parte din cei 11. Și apoi Luca îi identifică ca și făcând parte dintre acest grup lărgit în contrast cu cei 11. Da? Și lucrul acesta este important ca să știm cu cine avem de-a face. Da? Vedem apoi în versetul 33 când ni se confirmă mai mult lucrul acesta pentru că ni se spune că i-au găsit pe cei 11 adunați la oaltă. Deci acești doi se întorc la Ierusalim ca să comunice ce s-a întâmplat și cei 11 sunt acolo. Da? De asemenea, vedem că ei fac parte din acest grup pentru că știu unde să-i găsească, merg direct acolo și sunt primiți ca și fiind parte din grup și ei se relatează la acest grup ca și fiind parte din ei. Totuși, ne punem întrebarea, cine este acest Cleopa?
Okay? Nu este unul dintre cei 11, este din grupul lărgit, dar cine este el? Da? Care este identitatea lui? Nu știm foarte multe din Evanghelii. Avem o mențiune în Ioan, capitolul 19, versetul 25, la răstignirea Domnului Iisus Hristos, vedem din nou menționat acest nume. Lângă crucea lui Iisus, ne spune Ioan, stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Mai este un pic de discuție dacă Ioan vrea ca să spună că stătea mama lui Iisus, sora mamei lui, o altă Marie, sau dacă această Marie este de fapt nevasta lui Cleopa, da? Și Maria Magdalena. Deci câte Marii sunt aici este, câte Mării sunt aici este discutabil, da? Dacă Maria aceasta este nevasta lui Cleopa sau este Maria și un alt personaj care este nevasta lui Cleopa care nu este numită. Este irelevant, ne dăm seama că soția lui Cleopa a fost la crucificarea Domnului Iisus Hristos și probabil că și el a fost, dar ea a fost deosebit de aproape încât a fost împreună cu mama Domnului Iisus Hristos. Deci un lucru este clar, acest Cleopa împreună cu soția lui au făcut parte din cercul foarte restrâns a familiei Domnului Iisus Hristos. El era unul apropiat și personal de Domnul Iisus Hristos și de familia lui. Unii comentatori zic că pe drumul spre Emaus, de fapt, era Cleopa și soția lui. Și face sens, într-un fel, lucrul acesta, da? Cleopa și soția lui erau împreună cu toți ucenicii la Ierusalim și apoi împreună Cleopa cu soția lui au plecat de la Ierusalim. Lucrul ăsta este logic dacă eu și Coanca suntem la Zalău, da? Și apoi se spune că Mihai împreună cu cineva a plecat de la Zalău la Brebi, veți presupune că mi-am luat și soția dacă mă cunoașteți ca și fiind un bărbat de treabă. Da? Și cred că Cleopa a fost un bărbat de treabă și nu și-a lăsat soția la Ierusalim, deși dacă îi să-ți lași soția undeva, cu cei 11 apostoli este un loc destul de sigur, da? Plus încă 140 de femei și bărbați, erau poate mai mult de atât în total acolo. Deci s-ar putea că a lăsat-o în siguranță și a luat un alt bărbat, dar este probabil, plauzibil, că cei doi pe drumul spre Emaus sunt Cleopa și soția lui. Da? Știm, cum ziceam, că acești doi fac parte din cercul lărgit de ucenici și lucrul acesta ni se confirmă din versetul 33. Da? A doua întrebare de bază, când analizați orice narativ, da? Tineri, copii, aceste întrebări vă ajută și la școală, și în istorie. Nu doar cine este implicat, ci ce se petrece. Dacă știi personajele implicate, dar nu știi ce se petrece, care este acțiunea principală, n-ai înțeles absolut nimic. Și acțiunea principală, evenimentul principal, este că Iisus se prezintă acestor doi ucenici. Asta este evenimentul principal. Asta se întâmplă în acest pasaj. Da? Întâi ne arată Luca că se prezintă femeilor dimineață, apoi pare că există o întâlnire privată cu Simon Petru după ce se arată femeile. Vedeți în versetul 34 când acești doi ucenici ajung în mijlocul ucenicilor, spun în felul următor. Ei au zis, Domnul a înviat cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Deci a existat o întâlnire, se pare că particulară, cu Simon Petru, după întâlnirea dis de dimineață cu femeile și apoi a fost întâlnirea cu acești doi. Și când ei ajung în mijlocul ucenicilor, ei depun această mărturie și întăresc dovezile și spun cu adevărat a înviat. Mărturisesc femeile, mărturisește Simon Petru că s-a întâlnit cu el și mărturisim noi când ni s-a arătat și nouă. Da? Deci există mai multe întâlniri care se petrec toate în aceeași zi și noi acum ne-am aflat cu momente înainte probabil ca acești doi ucenici să plece de la Ierusalim și undeva în drumul lor să se întâlnească cu,
cu Domnul Iisus, cu Domnul Iisus Hristos, da? Vedem lucrul acesta să relatează pentru noi. De exemplu, ni se spune când s-au întors de la mormânt, i-au anunțat despre toate aceste lucruri pe cei 11 și pe toți ceilalți. Cele care care au spus apostolul aceste lucruri erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Însă cuvintele acestea li s-au părut bazme și nu le-au crezut pe femei. Petru însă s-a ridicat și a alergat la mormânt. Când s-a plecat să se uite înăuntru, a văzut doar fâșiile de pânză. Apoi s-a întors acasă, mirat de ce s-a întâmplat. Posibil că după ce femeile au anunțat pe ucenici, vedem că ei nu cred, Petru totuși este șocat de ceea ce a auzit. Petru merge la mormânt, găsește mormântul gol și posibil că la fel cum Hristos a prezentat femeilor, să prezintă în mod particular lui Petru. Nu știm exact unde, pentru că Petru se întoarce acasă, dar știm, dar undeva în această durată de timp există o întâlnire între Domnul Iisus Hristos și Simon Petru, da? Unde se petrec aceste lucruri? Asta este foarte clar pentru noi, pentru că Luca ne spune că în aceeași zi avem pe acești doi care se duceau spre un sat numit Emaus, care era la o distanță de 60 de stadii de Ierusalim. Acum nu știm exact direcția, dar știm un perimetru în care ne aflăm și anume la 60 de stadii de Ierusalim. Un stadiu este aproximativ 185 de metri. Aproximativ. Stadiu de la stadion. Da? Ceea ce înseamnă că avem un drum de parcurs de 11 kilometri. Dacă luăm un factor de drum greu, adică nu vorbim de autostradă, că nu erau încă autostrăzi, probabil că vorbim de un drum parcurs undeva la 3 ore de la Ierusalim pe jos, cu pauze, cu opriri, cu bolovani peste care mai trebuie să treci, așa mai departe. Da? Deci avem un drum de undeva 3 ore, la o distanță de undeva 11 km în afara Ierusalimului. Da? Când s-au petrecut aceste evenimente? Când ne aflăm ca și timp? Avem trei indicii majore în textul nostru care ne prezintă o cronologie. Întâi vedem că în prima zi a săptămânii, versetul 1, foarte de dimineață, adică înainte de răsăritul soarelui, le vedem pe femei care se pregătesc și se duc la mormânt. Asta începe cronologia noastră, ne localizează duminică dimineață, dis de dimineață, și apoi vedem în versetul 28 și 29 că narativul nostru, cel puțin această porțiune, se încheie duminică seara, pentru că la final de călătorie, ei îl invită pe Domnul Iisus Hristos și spun nu continua călătoria de aici, rămâi cu noi, este noapte. Nu este bine să te duci să călătorești noaptea, rămâi cu noi și odihnește-te aici. Da? Versetul 28-29. Da? Și în versetul 13 se localizează punctul în care se întâmplă acest eveniment. Ni se spune că în aceeași zi, deci în aceeași zi de duminică, dar mai târziu cândva, da? Între dis de dimineață și înserat se petrece evenimentul nostru. Exact când nu știm, da? Dar am putea să calculăm aproximativ. Vedem cronologia, femeile dis de dimineață la mormânt, femeile de la mormânt se întorc, se duc la ucenici, știm că Cleopa și soția lui probabil erau acolo, după ceva vreme petrecut acolo, Cleopa și soția sau cu încă cineva, dar cei doi pleacă spre Emaus. Undeva în acest interval, pe acest drum de 11 km, Hristos se alătură de ei și apoi la final de călătorie se înserează. Da? Acum ora exactă nu o știm, dar dacă calculăm invers de la momentul în care ar apune soarele, și mergem în spate 11 km, adică cam 3 ore, ne imaginăm că suntem undeva după masă. Da? Nu știm exact unde, nu știm exact cât de încet s-au dus și mai departe, dar undeva după masă. Deci dis de dimineață femeile merg la mormânt, apoi revin în mijlocul apostolilor și ucenicilor, probabil că există multă discuție despre ceea ce au mărturisit ele,
Cleopa, la un moment dat, se hotărăște să plece, probabil s-a ajuns la o concluzie. Astea sunt bazme, sunt povești. Interesant este că concluzia la care se ajunge și din partea femeilor, care au văzut ce au văzut, și din partea ucenicilor, care aud mărturia descris de evangheliști, este că au văzut o vedenie. Interesant, nu? I-au văzut, nu o vedenie, i-au văzut un înger, i-au văzut piatra, dar, dar vin și spun că a fost o vedenie, da? Probabil după aceste discuții, Cleopa spune, bun, am finalizat, am înțeles, nu-i nimică, nu s-a întâmplat nimică, hai soție să mergem acasă, sau hai să mergem la Emaus. Și pleacă. Și în acest interval, pe acest drum, se întâlnește cu Domnul Iisus, da? Și mai este o întrebare importantă, o întrebare analitică la care trebuie să răspundem, și anume, de ce? Dacă vrei ca să înțelegi cu adevărat o istorie, nu poți înțelege doar faptele ce s-au întâmplat, unde s-a întâmplat, cine este implicat, ci trebuie să înțelegi de ce s-a întâmplat. Dar răspunsul la această întrebare, la finalul mesajului, altfel predica ar fi gata. Da? Haideți acum să intrăm în narativul nostru, să intrăm în scena aceasta și să vedem ce se petrece. Avem pe cei doi care sunt în această călătorie și ni se spune la versetul 14 că aceștia vorbeau unul cu altul despre lucrurile care se întâmplaseră. În timp ce vorbeau și se întrebau, aveau nelămuriri, măi, ce au zis femeile acestea? Incredibil, nu se poate așa ceva. Da? Încă aveau întrebări și poate nelămuriri. Iisus însuși s-a apropiat și mergea alături de ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l recunoască. Iisus se apropie de ei și începe să interacționeze cu ei. Versetul 17. El i-a întrebat, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Acum, noi ne întrebăm noi, știa Iisus despre ce vorbeau ei? Știa, da? În primul rând că îi auzea. Știa Iisus ce se petrecuseră în Ierusalim zilele acestea? Știa mai bine ca ei. De ce îi întreabă atunci? Îi întreabă ca să scoată la iveală ignoranța și necredința lor. În modurile cele mai bune ca să evangelizezi, apropo, este ca să întrebi. Întreabă, da? Nu predica din prima. Nu începe și ține tu morală din prima. Nu spune tot ceea ce știi tu din prima. Întreabă, da? Și vezi ce crede omul. Vezi ce știe omul, da? Și Domnul Iisus asta face. Răspunsul lor este unul aproape amuzant. Iar unul dintre ei, pe nume Cleopa, i-a răspuns. Tu ești singurul străin în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Cumva era straniu pentru ei, pentru că vestea aceasta despre Iisus, despre răstignirea lui, despre judecata lui, despre tot ceea ce s-a întâmplat, s-a fost răspândită prin tot Ierusalimul, toată lumea știa și era foarte straniu pentru ei că omul acesta nu știa ce se petrecea. Ceea ce face nostru în toată această întâmplare este că de fapt ei sunt cei ignoranți. Ei sunt cei care nu știau. De fapt, Ierusalimul era în neștiință despre ce s-a petrecut în mijlocul orașului. Nimeni nu știa. Pilat n-a știut. Pilat, când l-a condamnat pe Domnul Iisus Hristos, a crezut că condamnă un dizident politic. Da, a ajuns la concluzia că este un om fără vină, dar în niciun caz Pilat n-a crezut că este vorba de Mântuitorul Lumii, de Fiul lui Dumnezeu. Ci pur și simplu de un dizident politic, un om moral, un om bun, dar unul care ar putea fi un pericol politic, și l-a condamnat. Când Pilat a pus soldați la mormânt, a fost pentru că i-a fost frică de ceea ce au zis preoții, că s-ar putea ca ucenicii lui să vină să îl fure. În Matei 27, ni se spune la versetul 62-65, că au venit conducătorii preoților și farisei, s-au adunat împreună la Pilat și i-au zis, stăpâne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, adică Iisus, în timp ce trăia a zis, după 3 zile voi învia. Așadar poruncește ca mormântul să fie păzit până în a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină și să-l fure, iar apoi să spună poporului, a fost înviat din morți.
Atunci, spun ei, această înșelăciune din urmă ar fi mai mare decât prima înșelăciune. Adică faptul că a cauzat această răscoală, vestind lucrurile acestea în timp ce era viu, ar fi nimic ca totul cu ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar crede că el chiar a înviat din morți, pentru că ucenicii ar face această înșelăciune. Când Pilat a fost de acord și le spune, bun, vă dau o gardă de soldați romani, faceți ce vreți, păziți mormântul ca să nu avem această problemă, el n-a făcut-o pentru că i-a fost teamă că Hristos va învia. El a făcut-o pentru că i-a fost teamă de această înșelăciune de care vorbeau preoții. Da? N-a crezut cu adevărat că după 3 zile Hristos se va ridica din mormânt. N-a știut ce se va întâmpla și n-a știut ce s-a întâmplat. Irod n-a știut. Când Irod l-a condamnat pe Domnul Iisus Hristos, a crezut că el pur și simplu rezolvă o problemă politică. Rezolvă pe unul care incită la răscoală și care atentează la puterea lui. În niciun caz Irod n-a realizat care de-a face cu regele regilor, că este vorba de a executa pe cel care dă viață. Preoții n-au știut. Preoții, fariseii, au crezut că răstignindu-l pe Domnul Iisus Hristos și-au rezolvat problema. Nu și-au închipuit că într-adevăr, după 3 zile, ar fi posibil ca el să învie din morți. Ba mai mult, cei aproape de el n-au știut ce s-a petrecut cu adevărat. Femeile care au mers la mormânt dis de dimineață nu au știut. Dacă ar fi știut că el a înviat, n-ar mai fi cumpărat, cum ne spune în Marcu 16, cu versetul 1, mirezme ca să se ducă să îl ungă. Ei mergeau ca să-i ungă cadavrul, să facă ritualurile necesare de mormântare. Dacă ar fi știut că s-a întâmplat ceea ce Hristos a prevestit și a înviat după 3 zile, n-ar mai fi dat bani pe aceste mirezme. Dacă ar fi știut, nu și-ar mai fi făcut problema despre cine va rostogoli piatra, Marcu 16:3. Ele își zicea una către alta, cine ne va rostogoli piatra de la intrarea mormântului? Să nu mai vorbim de soldații care erau acolo și păzeau mormântul. Ele se așteptau să ajungă la mormânt, piatra să fie la loc, cadavrul Domnului Iisus Hristos să fie în mormânt, cumva să găsească o soluție ca piatra să fie trasă la o parte și ele să facă aceste ritualuri de înmormântare. Ele n-au știut, n-au conceput, n-au crezut că vor găsi mormântul gol, piatra rostogolită la o parte. Dacă ar fi știut, n-ar fi fost cuprinse de frică la vestea îngerului. În Marcu 16:8 se spune că ele au ieșit afară și au fugit de la mormânt căci erau cuprinse de cutremur și uimire. Și n-au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau. Când au văzut mormântul gol, când i s-a spus ce s-a întâmplat, ele au fost surprinse, înfricoșate. N-a fost ceva ce au anticipat, n-a fost ceva ce au așteptat. Evident, toți au sperat, dar speranța lor n-a durat foarte mult, încât s-au prezentat la mormânt, așteptând să-L găsească pe Iisus în mormânt. Dacă ar fi știut, Maria n-ar fi plâns lângă mormânt. Ioan ne relatează în capitolul 20, la versetul 11, Maria însă stătea afară lângă mormânt și plângea. În timp ce plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut 2 îngeri îmbrăcați în alb, șezând unul la capul și unul la picioarele unde fusese pus trupul lui Iisus. Au întrebat-o, femeie, de ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Tristețea ei era că a crezut că cadavrul Domnului Iisus Hristos a fost furat. Ea nu și-a imaginat că de fapt Iisus a înviat. Cu atât mai mult, ucenicii lui, cei mai apropiați oameni în viața Domnului Iisus Hristos, oameni care au mâncat cu El, oameni care s-au plimbat cu El, oameni care au fost învățați de El, oameni care și-au odihnit capul pe pieptul Lui și n-au știut. Și au fost surprinși. Luca ne spune lucrul acesta din versetul 9 la 11, că atunci când femeile s-au întors și au mărturisit tot ceea ce au experimentat și ce au văzut cu ochii lor, cuvintele acesteia li s-au părut ucenicilor ca și fiind bazme
și nu le-au crezut pe femei. Apoi, se spune în Marcu 16, că atunci când aceștia au auzit că trăiește și fusese văzut de ea, n-au crezut. După aceea, în timp ce doi dintre ei se duceau pe jos la câmp, i s-a arătat sub o altă înfățișare. Aceștia s-au dus și i-au anunțat pe ceilalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Deci doar în acest text deja avem două mărturii depuse și ei nu cred. Mai târziu, i s-a arătat celor 11 în timp ce stăteau la masă. Și El, Hristos, i-a mustrat pentru necredință și pentru inima lor împietrită, fiindcă nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat. Toma n-a crezut nici femeile, nici pe cei doi ucenici, nici pe cei 10. Și a zis, nu cred. Dacă mi-ar mărturisi tot Ierusalimul, nu cred. Și mulți dintre noi ne-am aflat în acea situație. Oricâte dovezi ar fi, oricât de bine documentat, oricât de argumentat, oricât de logic, nu cred. Ucenicii n-au știut. De asemenea, cei doi pe drumul spre Emaus n-au știut. Era o ignoranță totală, în necredință totală despre ceea ce se petrecuseră cu Domnul Iisus Hristos. Ei care îl întrebau pe Hristos, cum de El nu știe ce s-a petrecut în Ierusalim, sunt ignoranți total de realitatea care s-a întâmplat. Și Domnul Iisus, din nou, ca și un bun pedagog și ca și un bun evanghelist, nu începe să le spună El din prima, ci îi întreabă. Ce anume i-a întrebat El? Și ei încep. Cele privitoare la Iisus din Nazaret, i-au răspuns ei, care era un profet puternic în faptă și cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Și cum conducătorii preoților și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit, noi însă speram că El este Cel ce avea să răscumpere pe Israel. Da, și pe lângă toate acestea, spun ei, și parcă îi auzim cum le scade vocea și încep să suspine. Pe lângă toate acestea, iată că aceasta este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ce trebuia să se întâmple în a treia zi? Să învie. Ei sunt convinși că nu s-a întâmplat. De aia sunt așa de triști. Da, El a fost un proroc. Da, a făcut mari minuni. Da, a fost răstignit. Da, a zis că va învia, dar este a treia zi. Țineți cont, Cleopa a auzit mărturiile femeilor. Cleopa știe că există deja mărturie că a înviat. Și totuși nu crede. Nu crede, da? Mai mult, niște femei de ale noastre ne-au uimit cu totul. Ele au fost dis de dimineață la mormânt și nu i-au mai găsit trupul. Când au venit, ne-au spus ce au văzut, ne-au spus că au văzut o vedenie cu îngeri care le-au spus că El trăiește. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit exact așa cum au spus femeile. Dar pe El nu l-au văzut, da? Deci evident, ei au mărturia femeilor și probabil că Cleopa și soția lui au rămas acolo până când unii dintre ucenici s-au dus la mormânt și au revenit de la mormânt și au spus, da, femeile acestea au dreptate, mormântul este gol, da? Ce ar fi trebuit să știe ei, Cleopa și cu soția lui sau cu al doilea ucenic? Pe din propria lor mărturie vedem că ei știau că Hristos a trăit o viață prin care a dovedit identitatea sa. Cum? Prin faptă și cuvânt, spun ei. Prin ceea ce a făcut și prin ceea ce a cuvântat, a dovedit că este un om trimis de la Dumnezeu. Apoi, au știut că Hristos a fost răstignit. Au știut că Hristos este Cel care este răscumpărătorul. Adică că viața Lui și moartea Lui aveau ca și menire răscumpărarea. Lipsea ceva. Ca această răscumpărare să fie eficace, El trebuia să învie. Și asta nu știau. Și asta nu credeau. Și de aceea erau triști. Un salvator mort nu te poate ajuta la nimic. Un răscumpărător mort nu te poate ajuta la nimic. Dacă nu se poate salva pe El, dacă nu se poate mântui pe El.
Ca tare, ei sunt foarte triști pentru că ei nu știau și nu credeau că El cu adevărat a înviat. Versetul 25. El le-a zis, Iisus, o cât de nesăbuiți și de înceți la inimă sunteți când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Nu trebuia oare Hristosul să sufere aceste lucruri și să intre în slava Lui? De ce este Iisus așa de sever cu ei? Spune, măi, ce-i cu voi? De ce este așa de sever cu ei? Păi, este sever cu ei pentru că ei cunoșteau ce spune Scripturile despre Hristosul. Tocmai le-a zis lui. Tocmai ei i-au mărturisit lui Hristos despre El. Viața care a trăit-o, moartea care a suferit-o, scopul pentru care a venit și faptul că trebuia să învie. Apoi este așa de sever pentru că aveau toate dovezile, toate dovezile că ceea ce au spus profeții, că se va întâmpla, s-a întâmplat. Am văzut în versetul 22 până la 24, ei ne spun că femeile au mărturisit și că bărbații au mers și au confirmat și că mormântul șade gol, puteau ei să meargă la mormânt. Să nu meargă la Emaus, să meargă la mormânt, să spună, ne-au spus femeile, a mers Petru, au venit bărbații înapoi, ne-au confirmat. Nu este suficient, mergem noi. Poate vin îngerii din nou, poate vedem noi ceva, poate depistăm noi ceva. Ei pleacă la Emaus. Aveau toate dovezile necesare și toată posibilitatea să interogheze dovezile și ei nu cred. Întrebarea cu care aș vrea ca să rămânem în această dimineață este dacă tu știi ce s-a petrecut în Ierusalim acum mai bine de 2000 de ani. Dacă tu știi ce sărbătorești astăzi. Sau este pur și simplu un ritual, un obicei, un prilej de a mânca bine, de a avea zile libere. Este cât de cunoscători suntem noi despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim. Cunoști datele istorice? Știi cine a fost Iisus Hristos? Știi ce viață a trăit El? Știi că a murit răstignit? Știi de ce a trăit și a murit răstignit? Știi că a treia zi a înviat din morți? Poate vei zice în adâncul inimii tale, pentru că e foarte greu ca să fii român, prezent și la un serviciu de paș, la o biserică și la o asemenea provocare, să spuni nu. Dar în adâncul inimii tale s-ar putea să rezonezi cu aceasta. Știu că Biblia spune lucrurile acestea. Dar pare prea incredibil. Știu că în fiecare an mă duc la biserică și observ toate aceste ritualuri și știu că pretindem că Biblia învață lucrurile acestea. Dar pare prea incredibil. Cum să cred că Dumnezeu a coborât din cer, a luat trup de om, a trăit o viață perfectă, a fost răstignit pentru păcatele celor ce se încred în El și în a treia zi a înviat din morți. Cum să cred? Pare un baz. Pare o vedenie. Pare o închipuire. Ai confruntat dovezile. Ai fost la mormânt. Ai interogat martorii. Ai luat documentele istorice. Sau te-ai luat de mână cu soția, cu prietenul, cu colegul și ai zis să plecăm de aici, nu s-a întâmplat nimic. Dovezile există. Evangheliile sunt scrise. Istoria atestă. Ai cercetat? Ai întrebat? Ai vrut să cunoști? Sau ai rămas în ignoranță? Cunoști apoi implicațiile acestui adevăr? Dacă s-a întâmplat ceea ce ne redă Luca că s-a întâmplat, dacă El cu adevărat a fost înviat, există implicații majore pentru viața ta, pentru eternitatea ta. Știți care este prima implicație care este cel mai puțin predicată la Paști? Prima implicație a realității învierii Domnului Iisus Hristos este faptul că învierea confirmă că vine judecata lui Dumnezeu. Ne vorbim numai despre viață, despre lumină,
despre răscumpărare și este foarte bine. Dar înainte ca să ne bucurăm de răscumpărarea învierii, trebuie să realizăm că învierea confirmă judecata lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Fapte 16, când predică în Areopagul din Atena, le spune în felul următor: bărbați atenieni, în toate privințele văd că sunteți foarte religioși. Și aș putea să zic și eu că vă văd foarte religioși. Sunteți totuși la un serviciu pascal la biserică. Ne mai vedem la Crăciun, poate. Sunteți foarte religioși. Căci în timp ce treceam prin cetate și mă uitam la locurile voastre de închinare, am găsit și un altar pe care era scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, spune el, ceea ce voi respectați fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Posibil, și sună ei ca și o insultă, dragul meu, că deși ești prezent la biserică, totuși în această dimineață ești necunoscător. Nu știi exact de ce ești aici. Nu știi exact ce se sărbătorește. Nu ești convins că este adevărat. Durerea mea este că am convingerea că majoritatea neamului nostru, în această dimineață, se închină necunoscători. Unui Dumnezeu care nu îl cunosc. Sărbătoresc ceva ceea ce nu cred în adâncul inimilor. Mă doare să mă gândesc că și tu ești aici, un om foarte religios, la o sărbătoare care nu o cunoști, înaintea unui Dumnezeu care nu îl cunoști. Și Apostolul Pavel vine și începe și le vestește Evanghelia. Dumnezeu care a făcut lumea, îl prezintă pe Dumnezeu ca și creatorul nostru. Și tot ce este în ea este Domnul cerului și a pământului. El este stăpân peste această creație. El are drepturi asupra acestei creației. El nu locuiește în temple făcute de mâini și nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea nevoie de ceva. El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile, dintr-un singur om, el a făcut fiecare neam de oameni. Ne ducem cu gândul la Romani capitolul 5, care Apostolul Pavel ne explică că noi toți ne tragem din Adam și că toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru că în Adam toți am căzut. Înțelegem că dacă Dumnezeu este creatorul lumii, El este stăpânul lumii. Și că dacă este creatorul omului, El este stăpânul omului. Dintr-un singur om El a făcut fiecare neam de oameni, ca ei să locuiască pe toată suprafața pământului. Le-a desemnat mai dinainte vremuri și a stabilit hotarele locuinței lor pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu și poate să-L și găsească în timp ce bâșbie după El, măcar că nu iese departe de niciunul dintre noi. Vedem scopul pentru care omul a fost creat. Să fie împărtășie cu Dumnezeu. Căci în El trăim, ne mișcăm și existăm, sau așa cum au spus și unii dintre poeții voștri, că și noi suntem urmașii Lui. Deci dacă suntem urmașii Lui Dumnezeu, n-ar trebui să ne gândim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei, o imagine făcută prin îndemnarea și gândirea omului. Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de ignoranță și de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ce este pocăința? Pocăința înseamnă să te întorci de la păcat. Ce este păcatul? Păcatul este încălcarea legii lui Dumnezeu. Care era păcatul lor cel mai mare? Pe Pavel ne spune, idolatria. Ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Ei nu se închinau lui Dumnezeu. Ei nu-L recunoșteau ca și creatorul și stăpânul lor. Poate te afli în aceeași stare. Poate nu cunoști despre Dumnezeu. Deși m-aș mira pentru că din nou ești la biserică de Paște. Sau poate cunoști despre Dumnezeu, dar nu-L recunoști pe Dumnezeu. Nu admiți autoritatea Lui peste tine. Nu admiți că El este creatorul tău, că El este stăpânul tău, că El are drepturi depline peste tine. Vei pleca de la această sărbătoare, vei pleca de la acest serviciu de biserică și vei continua pe drumul tău
în ignoranță totală, voită de Dumnezeu. Pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate prin omul Iisus Hristos, pe care l-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că l-a înviat dintre cei morți. Deci, sumarizăm. Dumnezeu ne-a creat și ca atare are drepturi depline asupra noastră. Scopul omului este ca să fie în relație cu Dumnezeu, dar omul s-a depărtat și a întors spatele lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl vedem începând cu Adam în grădina Edenului și toată omenirea apoi s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În ciuda acestei realități, Dumnezeu ne cheamă la pocăință, la abandonarea păcatului și la întoarcerea la El. Și face acest lucru posibil prin omul Iisus Hristos, care a fost răstignit pentru ca cei ce se cred în El să fie reconciliați, puși din nou într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu. Dar, în același timp, ni se spune că Dumnezeu a stabilit o zi de judecată în care toți oamenii vor sta înaintea Lui și toți care sunt găsiți vinovați vor fi trimiși în iadul cel veșnic și toți cei care vor fi găsiți neprihăniți, nu neprihănirea lor, ci în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, vor merge în prezența Lui pentru veșnicie. Și spune Apostolul Pavel, în versetul 31, că această zi este adeverită și inevitabilă și nu poate fi pusă sub semnul întrebării, pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Dacă ești prezent în această dimineață la un serviciu care celebrează învierea Domnului Iisus Hristos și nu ai împăcarea cu Dumnezeu prin El, învierea este cea mai proastă veste pentru tine. Pentru că confirmă în această dimineață că judecata este inevitabilă. Că cel care a murit pentru iertarea păcatelor a înviat ca și judecătorul celor păcătoși. Că dacă nu ai murit împreună cu El și înviat în viața Lui, vei fi condamnat la o moarte veșnică de cel care veșnic trăiește. Primul lucru cu care trebuie să pleci de aici în această dimineață este cu realizarea că dacă evangheliile au dreptate, dacă Hristos a înviat, judecata este inevitabilă. În al doilea rând, trebuie ca să pleci cu convingerea că singura noastră speranță este învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel argumentează lucrul acesta în 1 Corinteni 15, tratând această problemă în sânul bisericii, erau unii care veneau legându-se de curenții acestea teologici care existau în poporul Israel și ziceau că învierea nu există, că nu va fi înviere. Și Apostolul Pavel spune, dar dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat din morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? V-aș lansa aceeași provocare. Dacă sunteți prezenți duminică dimineață de Paști ca să ascultați despre învierea Domnului Iisus Hristos și despre învierea morților, cum vei trăi mâine de parcă nu există înviere? Este așa? Că trăim în fiecare zi de parcă vom muri și asta va fi tot? Și totuși știi că există învierea morților. Și vii în duminica Paștelui să-ți urezi Hristos înviat. Dacă nu există o înviere a morților, nici Hristos n-a fost înviat. Dar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică și de asemenea și credința voastră este zadarnică. Mai mult decât atât, noi suntem găsiți ca și fiind depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu, pentru că am depus mărturia că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă Hristos a înviat și ți-ai pus credința în El, atunci nu mai ești în păcatele tale. Pentru că El a luat asupra Lui păcatele tale, le-a dus pe cruce, a plătit pentru ele și când a înviat a confirmat că păcatele ți-au fost iertate.
Dar dacă El n-a înviat, ai rămas în păcatele tale. Sau dacă nu ți-a purtat păcatele, dacă nu ți-ai pus credința în El, ai rămas în păcatele tale. Atunci și cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, atunci suntem cei mai de plâns dintre oameni. Altfel spus, dacă nu există învierea morților, atunci nici Hristos n-a înviat. Dar dacă nici Hristos n-a înviat, nici noi nu vom învia. Concluzia ar fi, aici și acum este totul. Când murim, s-a terminat. Să bem, să mâncăm, să ne facem de cap. Dacă asta ar fi realitatea, dacă n-ar mai fi o judecată, n-am mai avea niciun motiv pentru ceea ce noi numim moralitate. Dacă orice ai face în lumea aceasta, la un moment dat nu se trage linia și nu se face dreptate, nu există nici un motiv întemeiat pentru care să nu omori, să nu ucizi, să nu furi, ca să-ți meargă bine în lumea aceasta. Nu există. Pentru că oricum când mori, s-a terminat. Dar pentru că omul are în el gândul veșniciei, spune Scriptura, pentru că noi știm în lăuntrul nostru că dreptatea trebuie să se facă, dacă nu azi mâine, dacă nu mâine, poi mâine, dacă nu în veșnicie. Noi știm că la un moment dat va trebui să dăm răspundere. Noi știm că la un moment dat vom sta înaintea judecătorului drept. Dacă nu este așa, atunci să mergem, să facem tot ceea ce ne taie capul. Pentru că oricum nu vom da răspundere. Când murim, vom fi țărână. Dacă există învierea morților, dar Hristos n-a înviat, da, o altă variantă, atunci de ce am crede în promisiunile Lui? De ce am crede că unul care zace în mormânt ar putea să dea viață? Dar dacă Hristos a înviat cu adevărat, atunci, spune Apostolul Pavel, citiți 1 Corinteni 15 în continuare, atunci există învierea morților, atunci și noi vom învia, atunci judecata este sigură, dar în același timp și speranța în promisiunile celui ce s-a jertfit și a înviat sunt la fel de sigure. Atunci am crezut și pentru viața aceasta și pentru cea viitoare. Atunci am o speranță că la judecată voi fi găsit nevinovat în baza jertfei Lui. Promisiunile celui ce s-a jertfit și a înviat ne dau nouă speranța neclintită că dacă ne încredem în El, am trecut de la moarte la viață. Am trecut de la judecată la justificare. Învierea confirmă, în același timp, judecata inevitabilă și singura speranță de a nu trece sub acea judecată. În concluzie, de ce? De ce s-a descoperit femeilor? De ce s-a descoperit celor pe drumul spre Emaus? De ce s-a descoperit ucenicilor? Care a fost scopul? În primul rând, ca să știe ce s-a petrecut cu adevărat în acele zile la Ierusalim. Ca să le dea aceste informații. Ca învierea Lui să fie la fel de adeverită cum a fost viața și moartea Lui dovedită fără echivoc. Dacă întreb orice istoric de pe această planetă care este serios, orice academic serios, a existat persoana istorică a Domnului Iisus Hristos? Vă spune da. În baza dovezilor istorice, în baza documentelor istorice, persoana Domnului Iisus Hristos a existat. Dacă îl întreb, a fost răstignit pe cruce acest personaj istoric? Da. Cum? În baza dovezilor istorice. Da, înviat în baza acelor dovezi istorice a fost? Nu se poate. Este o inconsecvență intelectuală crasă. Nu poate exista în baza acelor dovezi, trăi în baza acelor dovezi, muri în baza acelor dovezi, dar acelor dovezi să devină invalide când vorbește despre înviere. Și Hristos a insistat să se arate mulțimilor, de la puțini la mulți,
încât și moartea lui și învierea lui să fie la fel de atestată istoric. Să nu poată nimeni să zică, da, într-adevăr, noi am văzut unde s-a născut, am văzut cum a trăit, am fost acolo când a murit, dar după aia nu mai știm. Am văzut doar mormântul gol. Imaginați-vă varianta, creștinismul în varianta aceasta. Hristos este răstignit și apoi vedem doar mormântul gol și nu mai vedem pe Hristos înviat. Întotdeauna întrebarea ar fi, cum știm? Sigur. Dar l-au văzut femeile? L-au văzut ucenicii, l-au văzut cei doi, l-au văzut sute de oameni. Și Apostolul Pavel, la un moment dat, spune, este un nor mare de martori, care mulți dintre ei încă sunt în viață. Mergeți și întrebați-i. Apostolii au scris 4 evanghelii. Și toate epistolele care afirmă aceleași lucru și niciunul dintre ei, cu orice preț, cu orice amenințare, istoria ne spune că toți ucenicii Domnului Iisus Hristos, cei 12, au sfârșit martiri. 11 plus Matia, da? Iuda a sfârșit cum a sfârșit. Și nici unul dintre ei, Ioan, în exil, în Patmos, nu spune, hei, am inventat-o, lăsați-mă înapoi. Da? Crucificați, aruncați în arenă. Nici unul dintre ei nu neagă ceea ce a scris. Hristos a prezentat ucenicilor săi și celor de pe drumul de pe Emaus ca nu doar moartea lui să fie atestată, ci și învierea lui. Și apoi, ca să creadă. Pentru că a ști despre ce s-a întâmplat în Ierusalim, acum mai bine de 2000 de ani, nu te ajută la absolut nimic dacă nu crezi în cel ce a murit și a înviat ca răscumpărător pentru cei condamnați. A ști istoria Domnului Iisus Hristos nu te ajută la absolut nimic dacă nu crezi în persoana Domnului Iisus Hristos și în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în ultimul rând, ca noi să știm, în baza dovezilor, în baza documentelor istorice, în baza mărturiilor și mai mult, să credem în învierea Domnului Iisus Hristos și crezând să trecem de la moarte la viață. Să trecem prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. De la moartea noastră în păcat la viața împreună cu El. Și asta îmi doresc pentru fiecare dintre voi. În această dimineață, dacă n-ați experimentat această realitate, să cunoașteți nu doar ceea ce s-a întâmplat, ci pe El. Cel care a murit și a înviat. Pentru iertarea păcatelor celor ce se încred în El. Amin. Amin.